Așadar, din nou, natură, acolo unde de fapt se joacă fotbalul în 11. Spun asta pentru că, se știe, putem detașa și alt fel de fotbal. E bine, într-o frumoasă zi de iulie, m-am gândit să abordez un fotbalist care a venit într-o zi de iulie, în urmă cu foarte mulți ani, rămânând la Jiul Petroșan. Iată, este vorba despre un fotbalist de la Jiul, timp de 8 campionate. E vorba de vara anului 1980, au trecut, iată, de atunci mulți, foarte mulți ani, și de această dată vom discuta atât despre acele momente, dar mai ales despre situația fotbalului la nivelul anilor 2010-2011, de ce nu și chiar 2012, alături de cel care este acum lângă mine, Florin Neagu, pe care îl salut. Vă salut și eu. Așadar, putem spune un dialog pe bancă în parc, parcă e mai lejer decât în studio, nefiind sub niciun fel de influență, ca să spun așa, din punct de vedere tehnic. Florin, am zis bine, vara lui 1980 la Petroșani? Da, în 79. Cum s-a petrecut? Da, în 79-80 am venit de la Șoimi Sibiu, într-o echipă care toată lumea o tindea atunci, echipa minerilor din Valea Jiului. Am fost încântat că am fost primit în gruparea asta și am avut antrenori pe Petre Libardi și Gogu Tonca, pe care vreau să-i memorez prin acest interviu și Dumnezeu să-i binecuvânteze acolo unde sunt. Au fost doi dintre cei mai mari jucători care au avut Jiul în întreaga sa istorie de 90 și ceva de ani. Și cred că populația Văii Jiului și iubitorii fotbalului nu-i vor uita niciodată, cum nici eu nu-i uit și am în suflet. Da. Cum a fost integrarea? Practic, la cine ai venit tu în luptă pe postul de jucai? Ba mijlocaș, ba fundaș, central. Am avut o concurență deosebită pentru că se retrăgea Bădin, Ciupitu și Puiu Rusu. A plecat acea generație anilor 70. Exact, da. A plecat Ciupitu, pe urmă a rămas un tur Bădin, după care a plecat și el și a trebuit să joc cu Puiu Rusu, fundaș central, Petre Grigore, fundaș dreapta și Marin Miculescu, fundaș stânga. Da. Petre Grigore și Marin Miculescu, doi duri. Doi colegi deosebiți care, din păcate, la ora actuală sunt printre cei drepți și îmi pare rău. Cum au fost anii la Jiu? Am înțeles că ai avut și o sincopă jucând la Deva și apoi ai revenit să ajuți echipa Jiul, care pornea o campanie de revenire în divizia după retrogradarea din 1984 alături de Gigi Mulțescu. Am avut o neînțelegere în perioada după retrogradare cu domnul Abraham și a trebuit să merg un an de zile la Mureșul Deva la cererea domnului colonel Simon pe timpul acela. Bun, pentru cei care nu știu că Abraham era bosul Jiului la ora aia. Da, este adevărat. Și am mers, am jucat un an de zile la Mureșul Deva, după care am revenit la cererea conducerii și a antrenorului Mulțescu pentru promovare. Până în iarna lui 1988, când Jiul Petroșan pleacă într-un turneu în Siria cu Florin Neagu în autocar. În Siria și în Iordania am avut un turneu, într-adevăr, care mi-a dat mult de gândit. A fost o răscruce și a vieții mele. Am luat-o de aici. A fost în Siria și în Iordania, da, cu echipa, da. Și ați revenit la Istanbul pentru o pauză de cumpărături, să spunem telespectatorilor, un episod interesant la vremea aceea. Și am aflat când ai venit acasă că, practic, Neagu nu mai este în autocar. Cum a fost, așa, pe scurt? Deci am luat... premeditat-o lung? Da, da. Deci m-am gândit să nu mai vin în țară, să caut și eu fotbalul mare, să mă încerc, cu toate că era o vârstă mai înaintată, și am rămas la Istanbul, după care am ajuns după un an și jumătate în Germania. Dar pur și simplu orele alea, primele ore, ai rămas așa absolut la întâmplare sau ai avut un loc unde te-ai dus? Nu, n-a fost nimic organizat. Mi-am luat geanta, m-am dus într-un hotel, știam că o să fiu urmărit de securitate și de miliție și 3 zile n-am ieșit din hotel. Până când s-au liniștit. Nu te-a întrebat nimic. Ai turist pe banii tăi? Nu. Mi-am plătit hotelul, m-am cazat și după care mi-am luat informațiile respective, m-am predat ca un emigrant. Da. În final știu că ai ajuns în Germania, unde cât de cât ți-ai făcut un statut. Da, am început să joc după ce am stat în lagăre și am început să joc la echipe mici care m-au ajutat să-mi aduc familia, să mă integrez în societate. Am lucrat, am jucat la amator și am fost și antrenor în Liga 5-a până în 95. Când ai revenit în țară? Da, am revenit în țară sub alt statut. Am fost reprezentantul firmei vest germane de articole sportive Ulsport.
Am avut succes 2 ani de zile. Am impresia că a început colaborarea cu Jiu când iarăși era într-o altă fază, exact la 10 ani, tot la ideea de promovare în A. Da, asta s-a întâmplat după ce am colaborat cu FC Național, cu Gino Iorgulescu și cu Oțelul Garas, ții președinte Marius Stan și Meme, în cupele europene. Da. Iar în colaborarea cu Jiu a fost mai târziu cu Miron Cosma când am ajutat cu mingile la promovare. Aminte, acel an campionat 95-96, echipa lui Liță Dumitru cu Țâră, cu Sedecaru, cu Matinca, cu Toader, o echipă foarte bună la ora aceea. Da, este adevărat. După care am continuat colaborarea în noua era Alin Simota. Asta însemnând din anul, îți spun eu, de când din practic Alin Simota a preluat echipa la sfârșitul anului, prin anul 2000, 99-2000. Exact, atunci am început o colaborare după o poziție angajată de manager general, care din păcate a durat numai 3 luni de zile, după care am fost retrogradat la centru de copii și juniori cu un salariu de 1900 și a trebuit să părăsesc grupa. Apropo de chestia asta, cum ți se pară titlurile astea pompoase, manager, director, vicepreședinte, a unor patroni pe care realmente nu interesează practic de statutul acelor colaboratori lor, decât că le fie ca niște slugi? Ăsta e cu cuvântul, îmi pare rău că spun. Deci, eu am banul, faci ce zic eu. Ideile tale realmente nu contează. Într-o societate sănătoasă, într-un fotbal sănătos, vorbesc de țările capitaliste, acest statut este de plin meritat și independent. Nu îl îndeplinesc decât persoanele atestate, persoanele care cunosc fenomenul. La noi sunt toate pe hârtie, dar în rest este o păpușă ghidonată de cei care au bani și dețin bani. Indiferent că te cheamă Meme Stoica, Boboc sau Ion Danciu. Indiferent. Pentru că aici este o impunere dintre asta. Cine are banii trebuie să conducă, iar sistemul organizatoric al cluburilor încă nu este cel pentru performanță și profesionism, în care consilierul de administrație să analizeze după rezultate managementul general, directorul sportiv și antrenorat. Bine, uite la Dinamo, unde conducea direct Badea și cu Borcea. Mă rog, mai există interpus Constantin Dănilescu. Da, este adevărat, dar se pare că totuși Dinamo e Dinamo, nu își permite, au obiectivele lor an de an, joacă în prima ligă și dacă conducătorii mai au greșeli, își permit sincope că sunt acolo unde sunt. Da. Hai să revenim la perioadele Jiului de după 2000, deci cu Alin Simota în calitate de boss, ai fost alături în preajma lui, ca să spun așa, în multe situații. Ai văzut și echipa retrogradând din B în C, urcând din C în B, din B în A, din A iar în B, desfințată, mă rog, autosuspendată și apoi Liga 4. Cum vezi mișcările astea așa de trupe? No, deci eu aș pleca de la ideea următoare. Un președinte de club nu poate să funcționeze în mai multe funcții. Și ca familist, și politic, și businessman, și președinte de club. Deci nu se poate să îndeplinești cele 4 condiții sub o formă de performanță. Și aici m-aș referi la problema actuală, care pentru mine este tragică și pentru colegii mei, Jiu Petroșani în divizia D, în care este un amatorism mie la mie, în care nu există forma de organizare pentru viitor a performanței, nu există strategie, nu există formele profesionale în care se tinde. Referitor la logistica pe care noi o interpretăm, nu există direct proporțional forma de regenerare a fotbalului Văi-Jiului în condițiile astea. Bun, acum oarecum te-am prins, dacă vrei, într-o capcană lingvistică, cu toate că sesizezi pe bună dreptate această lipsă de profesionalism la acest nivel, ai fost unul dintre cei care s-au implicat în aducerea unor jucători. Să credem că i-ai aruncat în gura lupului? În final nu s-a ales nimic. Încă de la început am fost sesizat de mulți colegi că este o nereușită. Dar vreau să spun acum, cu mâna pe inimă, tot ceea ce am făcut, am făcut din dragoste pentru clubul ăsta. Nu am cerut niciun ban, niciun comision la transferul jucătorilor străini. Am căutat să mă recunosc în lumea fotbalului, să-mi recunosc potențialul și să intru în circuitul fotbalistic. Nu am făcut altceva decât
am dat dragoste fotbalului și emblemei clubului Jiu, iar cei care au ochi și au văzut munca mea, dacă o recunosc bine, dacă nu, nu, în continuare vor trage concluziile fiecare. Cum ți s-au părut? Ai participat la multe jocuri, mă refer la ultimul campionat, la care am fost și noi împreună de foarte multe ori și în deplasări. Ultimul campionat 2010-2011, cu Jiul Petroșani împrăștiată pur și simplu prin praful acelor poteci ale Ligii a IV-a, însuși de la ținuta echipei care avea altfel și instalația, ca să-i spun așa, de sticle de dat apă la jucători, autocar, echipament de încălzire, față de acel privitivism, ăsta e cuvântul a multor echipe unde Jiul mergea. Cum se crezi că se putea face performanța? Deci, ai terminat cu cuvântul performanță. Nu. Performanță nu mai este la Jiu de mult timp. Clubul Jiu se plimbe într-o apă tulbure, într-un nisipuri mișcătoare în care nu se regăsește din cauza lipsei de organizare, lipsei de tendința a profesionalității, manageriatul deficient, concepția și strategia pe fotbal. Echipamentul, buzul și celelalte lucruri, trei antrenori plus doctori, doi masări, ăsta nu implică nimic calitatea jocului. Noi îi punem căruța înaintea cailor. Ar trebui să vedem calitatea echipei, calitatea jocului, performanța jucătorilor, performanța care să atragă viitorii jucători ai Văii Jiului, performanța transferului de talente, performanța intrării emblemei Jiul în circuitul național de prima clasă, performanța intrării Jiului în circuitul internațional. Aici trebuie să ne gândim. Nu tricourile, nu jampieri, nu autobuzul interesează lumea. Interesează calitatea jocului, calitatea managerială, disciplina, atragerea publicului la stadion, încrederea pe care trebuie să o aducă clubul minerilor Văii Jiului și populației Văii Jiului și comunității. Trebuie o nouă structură, o nouă strategie. Asta cu minerilor nu mai merge nici. Nu, nu. Am informații și eu sunt de total de acord, pentru că dacă trecem în altă poziție, și pot să vă dau un exemplu, până în 2025 centralele nucleare din Germania se vor închide și vor trece pe resurse naturale. Mineritul Văii Jiului este atestat mondial ca resursă mondială a energiei. Da, sigur, asta e o discuție în plan economic pe care noi nu are rost să o ducem. Și totuși, la această Liga a IV-a întâmplată pentru Jiul, unicat în istoria ei de 92 de ani, au fost câțiva jucători care s-au detașat clar față de restul, nu are rost să mai spun de restul seriei, de restul diviziei, dar și față de cei de la Jiu, la mulți dintre ei fiind, ca să spun așa, mâna ta aici. Cum i-ai găsit, ce au găsit ei aici, cum s-au simțit ei aici și acum de ce au plecat? Deci am încercat și un experiment pe care pot să ți-l spun în premieră. Am luat jucători anonimi care au fost refuzați de multe cluburi din motive deosebite. Și aș da exemplu cel mai mare reprezentant, pe Nicandru Brevan, care a fost refuzat de Astra și de Gaz Metan și l-am adus aici ca un jucător anonim, un șomer din lumea fotbalului. Conta la în Liga 4, că cât e de anonim? Nu, nu, nu. Și la fel l-am adus și pe Abiodun, pentru că chiar a scris în ziarul local din Ploiești, Jiu pepiniera Astrei, dacă ți-aduce aminte. Da, da. Și am adus aici pentru a se reintegra în circuitul fotbalistic. Jucătorii prezentau calități, jucătorii prezentau valoare, dar trebuiau să o demonstreze. Nu au făcut altceva decât să primească drepturile normale pe care le primeau toți jucătorii de la clubul Jiu, și anume, Nicandru a jucat pe 600 de euro, un contract de 6 luni de zile. 600 de euro pe lună? Pe lună, da. Iar Abiodun a contract de 10 milioane pe lună, ca și ceilalți. Deci cam 250 de euro pe lună. Exact, da. Ponderea celor doi jucători se știe, o ai și în statistică. Acum, efectul cel mare este pe care eu l-am și prevăzut și l-am programat, l-am și anunțat conducerii clubului, că acesta va fi atragerea de jucători tineri. Va fi o emulație între școlile străine care au venit aici, școala olandeză, școala nigeriană, școala americană cu Andy Dimbi, școala gambiană cu Sise, pe care o va întreține tineretul.
vor avea mult de învățat din educația și profesionismul lor. Ca atare, se vede că Nicandro deja joacă în cupele europene la Gaz Metan Mediaș pe un contract suveran de 4 ani de zile. Abiodun are multă perspectivă să joace în ligile de sus pentru că este sub forma unui memoriu la Ajov, să se declare jucător liber. Andy Dimbi este un student american care și-a făcut o stagiune aici, dar va pleca sigur că este liber de contract. Iar Sise nu mai acceptă sistemul de negociere pentru anii următori și este plecat. Deci să cred că pentru Florin Neagu a fost un eșec colaborarea cu Jiul pe acest tronson de jucători, echipă, conducere, performanță? Deci pentru mine personal, neavând nicio calitate oficială în clubul Jiu, nu a fost niciun eșec. Eu sunt foarte mulțumit de munca mea, pentru că m-am atestat că pot să revin din nou în fotbal. Am ajutat acești jucători, Nicandro, care eu zic că de mare talent și o să auziți de el, să revin acolo unde este, să ajute fotbalul românesc și să demonstreze că aici a fost o perioadă de grație la Jiu Petroșani. De tranziție, da. Un episod scurt în viața lui. Exact, da. Pe care nu-l va uita, sigur. Am trecut pe această vreme când se pregătea noua echipă Jiul pentru Liga 4, se vorbea tot timpul despre forțe locale, doar tinerețe și așa mai departe. Până la urmă am încheiat campionatul cu vreo 4 jucători experimentați și cu vreo 3-4 străini. Cum se potrivește una cu alta? Până la urmă, cum e mai bine asta 4-a? Cred că cel mai bine e Liga 4-a de a crea o strategie nouă la nivel de comunitate, la nivelul clubului și al județului. O strategie pe 5 ani de zile și chiar dacă este la Liga 4-a, să se urmărească în baza unui management sănătos, în baza unei societăți sănătoase, performanța etapă de etapă. Chiar dacă se joacă în Liga 4-a, trebuie să urmărim ca să promovăm, să promovăm pe o strategie și o conducere nouă, să promovăm pe o bază de tineret care în următorii 4-5 ani să aducă viitorul clubului Jiu, să urmărim ca atragerea de spectatorilor să fie numai prin transparență, numai printr-o calitate a jocului și să nu ne mai păcălim și să nu mai umblăm cu artificii care nu ne-au adus niciun fel de rezultat în următorii ani. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Jiu trebuie să vină acolo unde este. Jiul este un brand, dar nu se poate în condițiile în care a demonstrat până acum. Orice management defectuos în lumea fotbalului care costă, este amendat. Iar aici, de ani de zile, toată lumea așteaptă să se facă o regenerare, toată lumea vorbește, dar faptele întârzie să... S-au încercat regenerări și cu epoca Zdrobi și cu epoca Borugă, acum se încearcă cu epoca... Mă rog, militarul Huza, foștii fotbaliști emblematici ai Jiului. Da. Ca să intrăm în amănunte, nu antrenorii fac politica și strategia clubului și filozofia clubului. Consiliul de administrație, în funcție de resursele financiare, de alocări și de buget, imprimă strategia clubului. Deci, Consiliul de administrație, vorbim despre Jiu. Păi nu știu care este Consiliul de Administrație, pentru că într-un fotbal sănătos și într-un fotbal în care se tinde performanța, trebuie un Consiliu de Administrație, un președinte al Consiliului de Administrație, director sportiv, manager sau manager general și director de marketing, organizator de competiții, iar apoi vine structura... Spunem că peste noapte cineva ți-ar propune această titulatură pompoasă de manager general. Ai acceptat la Jiul în condițiile actuale? În condițiile actuale nu. Numai dacă mi se acceptă condițiile unei strategii de management internațional, la care eu sunt pregătit și chiar în iarnă am pus-o domnului Simota pe masă. Asta înseamnă managementul cluburilor profesioniste din Europa și din lume, cu implicare 100%, cu decizie și, la fel, responsabil de administrare și de gestionarea. Da. Performanțe. Hai să luăm ultimele momente ale Jiului când a ratat în teren vorbind, pentru că trebuie să precizăm telespectatorilor noștri că la momentul vorbirii nu știm care va fi
situația dacă se va promova sub preș, cum se spune, în Liga 3, mă rog, în funcție de conjuncturală. Ai fost la meciul de la Arad. Cum ți s-a părut atitudinea echipei în acea partidă? Pot să par surprins, dar atitudinea echipei pur și simplu nu a demonstrat dorință, nu a demonstrat vigoarea clubului Jiu, acelor jucători care întotdeauna pentru clubul Jiu au intrat în teren să moară, să-și... Astea sunt fraze de pe vremea ta și a mea, dacă vrei. Da, dar acum vin cu un lucru, poate în premieră, în care chiar Simota a sesizat că atitudinea jucătorilor străini este peste atitudinea jucătorilor autohtoni. Aici este un semn de întrebare pe care toată lumea trebuie să și-l pună. Vin jucători străini de peste mări și țări, intră în teren, își fac treaba și angajament pe aceeași condiție, iar jucătorii autohtoni vin și joacă lamentabil, ca și cum azi s-a terminat, mâine nu mai e, mi-e egal. Știi ce spun ei? Că nu sunt plătiți și de-aia au această atitudine. Eu nu pot să vorbesc de lucrul ăsta pentru că nu sunt implicat în structura clubului. Astea sunt problemele clubului pe care, dacă nu și le reglează, trebuie să răspundă. Întreb, spun, nu ne-am luat banii, nu ne-am luat banii. Bun, și atunci de ce mai joacă? De ce nu pleacă a doua zi? Da, și aici este o întrebare, nu? Personalitatea jucătorilor, pe vremea mea nu-mi lua banii, ne războiam toți și mergeam la primărie. Acum, pe vremea voastră nu cred că nu vă luați banii. Nu, ne luam, da. Nu. Nu vă luați, poate vă mai sancționau și erați supărați, dar nu că nu vă luați banii. Banii erau salarii fixe acolo, unde erau la mine, unde erau, așa era atunci. Cred că problema numărul unu este relația conducere-jucători. Problema numărul unu este coordonarea printr-un persoană intermediară care să cunoască fenomenul și să fie imparțial. Unde este corectitudine, adevăr și muncă și atitudine, trebuie să fie plătiți. Când nu este, trebuie să fie sancționați. Dar dacă, așa cum spuneai, nu ai nici de unde să-i plătești, nu ai nici de unde să-i tai, nu există fotbal, nu ai ce să le ceri. Tot timpul se spune că actualul sponsor al echipei, Alin Simota, vorbim de numele lui ca persoană particulară, nu are importanță care din firmele lui se implică în fotbal, nu este ajutat. Ba nu este ajutat de primărie, ba că nu-l ajută, ar trebui să aibă niște prieteni, finanțatori care să vină în jurul lui. De ce crezi că totuși toată lumea stă departe de el? Păi eu revin la timpul când am început activitatea cu Alin Simota după Miron Cosma și mi-aduc aminte că stadionul era plin de articole publicitare, diferite firme. Exact. Și atunci știu că foarte, foarte mulți prieteni au venit lângă el. Erau peste 40 de firme. Exact. Ceea ce s-a întâmplat după aia, sunt sigur că Alin nu a gestionat bine relația cu sponsorii respectivi, nu a avut performanța cerută de sponsorii respectivi, pentru că sponsorul vine ca să întreține performanța, să poată să-i se returneze și imaginea, să poată să-i se returneze și din beneficii. Gestiunea sistemului de sponsori nu a fost cea acceptată. Bine. Și acum este apropo că vorbeai de un termen foarte important, imaginea. La nivelul Ligii a IV-a, nu cred că pe cineva ar mai interesa o imagine pe stadion pentru Liga 4. Este adevărat și asta. Și atunci trebuie să se găsească noi formule, noi strategii în care comunitatea trebuie să-și găsească un vârf, o echipă care să atingă performanța în primele două ligi și a doua să fie o echipă de ligă inferioară care să creeze o pepinieră pentru alimentare. Să mai spun și o vorbă pe care cu siguranță o să-mi dai dreptate. Hai să nu uităm faptul că la ultimele etape, în 2009, în toamna lui 2009, când echipa a fost retrasă din Liga a doua, vineau câteva zeci, sute de spectatori. Asta ce înseamnă? Iată ce înseamnă, că de fapt nici populația locală nu mai este interesată de fenomen. Este adevărat. Era totuși în Liga a doua, echipa pe locul 6-7, atenție! Pot să spun de la început că populația locală și Valea Jiului este avidă după fotbal, mănâncă fotbal, dar deci toți copiii noștri s-au născut cu Jiu pe buze și ți-o spun din tot sufletul, că asta este realitatea. Dar atâta timp cât Jiu nu demonstrează performanță, calitate, nu joacă în eșaloanele superioare, echipa care este recunoscută
să aibă, să stea numai în primele divizii. Echipa care nu are transparență, echipa care nu demonstrează ceea ce se face în fotbalul mare. Și ajungem să jucăm în ligi cu Măciuca din Râmnicu Vâlcea și cu altele. Nu poți să dai o certitudine, nu poți să atragi, nu poți să demonstrezi și să aduci lumea la stadion. Nu ai cu ce, nu ai argumente. Da. Și pe baza asta nu se poate veni la stadion. Lumea este sătulă. Aici s-au întâmplat multe lucruri în care a dezamăgit. Și cel mai mare, o luăm foarte simplu. Nu ai performanță, nu am pentru ce. Exact ca într-o familie, ca într-o casă. Nu ai ce pune pe masă, nu vin la tine. N-am ce să caut. Nu? Mă invit și nu am ce. Este trist, dar din păcate ăsta este adevărul la nivelul discuției purtate în acest punct sensibil legat de ceea ce se întâmplă la Jiul Petroșani în anii, la nivelul anului 2011. Aș vrea doar o divagare ușoară să facem de la subiect și să-mi spui, să te întreb acum, fiind de la, cum ți se pare bulibășala asta de campionat? Vorbim de Liga 4, dar uite-te în Liga 1 ce se întâmplă, unde la ora actuală, de exemplu, nu știe dacă Voința Sibiu sau Politehnica Timișoara nu știu în ce divizie vor juca. E greu să vorbesc despre... Ca un simplu observator, da, din lumea fotbalului. Da. Cred că toată bulibășeala asta care spuneai și tu este de implicarea în fotbal a unor persoane care, dacă au ceva surse financiare, cred că fotbalul este o sursă de aș face mai mult profit. Cred că fotbalul în general, și mă uit și la interviurile lui Mitică Dragomir și la Mircea Sandu, trebuie să schimbe complet structura, cel puțin în România. Cred că foștii fotbaliști trebuie să vină la catedră, cred că foștii fotbaliști trebuie să își depună mai mult candidatura în lumea fotbalului, cred că foștii fotbaliști trebuie să revină la cluburi, să revină în lumea fotbalului. Nu că intervin, au fost câteva experimente, Ionuț Lupescu, Florin Prunea, și n-au demonstrat absolut nimic. Dar de ce nu vrei să vorbim despre echipa locală? Câți fost fotbaliști au avut în conducerea clubului Jiu? Că eu nu mi-aduc aminte. Doar antrenori. Nu, vorbim de conducători. Pentru că acea structură... Trălibardi și Gogu Tonca la vremea lor. Nu au fost niciodată. Trălibardi a fost președinte atunci. Da, bun. Și o perioadă de... Mă rog. O jumătate de an, un an. Da, nu se poate așa ceva. Deci nu există... Bine, în alte timpuri. Cred că suntem unul dintre cluburile... A fost Petre Drăgoescu. A fost sportiv al clubului. Vorbim de fotbaliști. Da. Vorbim de fenomenul fotbal. Pentru că aici implică multe lucruri. Implică un sensibilism al sentimentului față de clubul autohton, un ochi format față de calitate, o atitudine de respect față de performanță. Dacă fac performanță, rămân. Dacă nu fac performanță, plec. Nu cred că... Să nu devenim și noi patetici, cum spun ăia de la un club în alb-roșu, câine până la moarte. Și de fapt până la moarte înseamnă până e gata contractul. Nu. Cred că trebuie să fim mult, să atacăm fotbalul exact așa cum este. Pentru că sunt mulți, și vreau să vorbesc numai de grădina noastră, sunt mulți foști fotbaliști care ar munci pe bani puțin. Ia dăm tu 3-4 nume, că toți suntem la momentul adevărului. Eu mă întreb în felul următor. De ce Leca, care a avut o performanță extraordinară și a muncit extraordinar la clubul de copii... Fostul fundaș Romulus Leca, da. Și a lucrat mulți ani la centru de copii și juniori cu mari performanțe, de ce nu mai lucrează? Poate nu-l mai interesează. Nu. Poate nu mai a fost acceptat. Da. Mă întreb de experiența lui Homan. De ce nu mai stă la clubul Jiu? A fost acceptat. Mă întreb de ce Florin Neagu n-a fost niciodată pus în drepturi la clubul Jiu. Pentru mine, Florin Neagu, adică tu, ești un fenomen interesant, că ai fost în, cum să spun, în lumea lor, colateral, dar nu neapărat implicat pe hârtie, așa cum vorbim noi acum de un președinte sau manager sau, mă rog. Pentru că întotdeauna am spus lucrurilor pe nume, întotdeauna am lucrat la strategii interne și internaționale, întotdeauna vreau performanță, întotdeauna vreau adevăr, întotdeauna vreau calitate și asta mă demonstrează în fotbal. Tot ceea ce am făcut și ce o să fac, nu o să fac decât spre binele fotbalului și prin transparență. Nu o să păcălesc fotbalul, pentru că cine știe fenomenul fotbal, știe că dacă îl păcălești, te păcălește și el pe tine.
Eu nu am nimic ca să ascund la ora actuală și sunt cu trup și suflet. Indiferent că poate să joace și în Regional Liga, tot pentru Jiu. Dar în condițiile astea nu mai pot să ajut. Să rămânem în continuare la foștii fotbaliști. Poate că mulți dintre ei nu sunt nici interesați. Bă, nu, n-am epuizat toate numele. Uite, Stancu, Tudorache, și-au ales altă cale. Dar de ce nu le găsim lui Stancu și lui Tudorache, ca ai spus, o formă de activare în clubul Jiu care să li se potrivească? Poate că Stancu este un bun conducător, părerea mea. Da. Marin Tudorache a aprobat foarte mult antrenor, da? Dar poate Marin Tudorache n-a avut o susținere a conducerii clubului așa cum trebuie pentru performanță. Poate că Marin Tudorache a demonstrat și ca fotbalist și ca nume, la fel ca și Timofte, iar conducerea a avut sicope. Nu a avut. Am avut și pe Daniel Timofte în curtea noastră. Dar toată lumea se plânge, cum a stat de vorbă și cu ei, că nu a fost susținut de conducere. Nu a fost strategie, nu a fost o bază financiară, nu a fost o emulație un grup de jucători care să-i țină 2-3 ani de zile. Antrenorii, după fiecare șoc, au fost analizați sub alte forme. Nu li s-a creat un cadru de muncă pe 2-3 ani de zile. Este bine că vine să ne contrazică în acest sens, se pare, pentru că iată, a trecut și printr-un succes și printr-un eșec. Daniel Huza? De Huza pot să spun, la ora actuală, am avut o colaborare bună, dar la fel pot să spun și l-acuz de nerealizarea dezideratului. Deci la jocul final, Huza a făcut două greșeli pe care un antrenor, la pretențiile lui și la ceea ce vrea să devină, pentru că nu are o carte de vizită performantă ca antrenor. Pretențiile lui de a deveni antrenor. A schimbat cuplul de fundași centrali și vârful de atac într-un meci decisiv. Inexplicabil, cel puțin pentru oamenii de fotbal, care au cunoscut echipa Jiu. Și atunci l-aș analiza sub forma neperformanță. Da. Daniel Huza rămâne în continuare și asta este un lucru bun. Se vorbea la un moment dat, nu știu câtă legendă, câtă ironie, despre revenirea lui Gigi Borugă. L-am cunoscut pe domnul Gigi la Arad și m-aș bucura de revenirea oricărui om de fotbal. Dar această revenire să nu fie dintre asta sintetică, pe o perioadă în care să ne vedem la anul în aceleași condiții și să vorbim de non-performanță, de același fotbal de asta, cum ai spus tu, între grâu și porumb și... No. Între căpiță și asfalt. Deci domnul Gigi Boruga, nu știu ce a demonstrat în viața dânsului, m-aș gândi eu la un Marian Iancu, la manager de valoare sau la altă strategie impusă de club. Dar domnul Gigi Boruga sigur o să aducă niște jucători lipsiți de contract, lipsiți de atestat, pe care o să implementeze aici, cum a făcut și... Nu invidia, nu vine pe felia ta. Nu, dar nici nu, nu. Eu doresc din toată inima să vină cel mai performant om aici și să facă performanță, pentru că nu am ce să fie pe felia mea. Eu nu tind la ora actuală pentru că clubul nu are ce să-mi ofere în condițiile și strategia mea și concepția mea. Nu poate să-mi ofere. Deci, credem că vom fi lipsiți, vorbind acum și la propriu și la gura, de acele pete de culoare începând din noul campionat, prin dispariția celor trei jucători, Sisei, Abiodun și Nicandru, și faptul că nu va mai fi niciunul din această zonă. Da, și patru jucători nu vor mai fi la clubul. Patru fiind Dimbi. Da, Dimbi. Colaborarea cu mine și cu colegul meu din Franța s-a încheiat și restul o să vedem. Practic, pentru tine, Jiul Petroșani, bine, nu o spun în sensul ăla răutăcios, practic nu mai există. Ba da, există în suflet, există în comunitatea în care trăiesc, dar nu mai există implicare intrinsecă, sigur că nu. Da, e păcat că auzim lucrurile astea, tocmai acum când ne pregăteam de a vedea ce se întâmplă cu Jiul pentru noul campionat. Încă o dată repet, la ora realizării acestui material, nu știm dacă Jiul... Crezi că ar fi o soluție ca Jiul să primă? Acum vorbim așa anticipând, că nu știm, repet, să aflăm peste vreo 48 de ore. Crezi că ar fi bine pentru Jiul dacă ar avea cu ce? Știi cum e? Să vrei, dar să ai cu ce? Să fie în Liga 3-a? Cred că nu este o soluție, pentru că este un compromis. Să mai stea un an în a 4-a? Da.
Da, pentru că dacă Clubul Jiu vrea să atace în continuare fotbalul cu la anul cumpărăm un loc în divizia B, pe urmă cumpărăm un loc în A și așa mai departe, ăsta face rău fotbalului și face rău. Este un compromis împotriva performanței, este un compromis asupra fenomenului. Să evităm termenul cumpărăm, că nu, practic nu cumpără. Beneficiază de un loc în Liga 3 în cazul neînscrierii sau renunțării unora. O formulă de bază îți spun că nu face parte cu realizarea performanței sportive. Deci Jiu trebuie să demonstreze pe teren, Jiu trebuie să demonstreze în fața propriilor suporteri, Jiu trebuie să demonstreze în fața țării că este aceeași echipă care își câștigă drepturile de a promova pe terenuri de fotbal. Bun, ce face Florineagu în continuare ca om de fotbal? În continuare rămân, mi-am găsit un drum accesibil, cred eu, în impresariatul de jucători. Sunt într-o colaborare pertinentă intern și internațional. Sunt mulțumit de mine, face parte... Ești un fel de Florin Iacob, de Giovanni Becali, așa mai la o proporție mai mică? Da, sunt încă la început, nu pot să spun, dar vreau să mă regăsesc și să-mi regăsesc partenerii din lumea fotbalului intern și internațional. Nu pot să spun că sunt nici Florin Iacob, nici Giovanni Becali. Sunt un colaborator cu un agent UEFA, cu care colaborez foarte bine. Și în continuare vreau să ajut cluburile din țară. La ora actuală, dacă te interesează, am 4 jucători brazilieni, am o filieră pe Brazilia. Dacă care... Jiu te mai caută mâine sau poimine sau nu știu când, le mai aduci jucători? Jiu nu poate să mă caute decât în condițiile în care am stabilit cu domnul Simota să ofere un contract. Anul jos și ochii la ușă, cum se spune în popor? Nu, asta mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează un contract stabil, un contract. Nu, pentru că nu banul este. Contractul îți dă garanția muncii, contractul îmi dă garanția performanței, contractul îmi dă stabilitatea și a tot ceea ce garantez eu, aducerea jucătorilor străini, aducerea partenerilor în fotbal străin, pentru că nu vorbesc numai de jucători, vorbesc și de sponsori, vorbesc și de antrenori, vorbesc și de relații internaționale. Da. Hai să facem așa un intermezzo, să spunem că avem o vară fierbinte pentru fotbalul românesc. Cum vezi reușitele în traseul echipelor românești în cupele europene? Începând de la Oțelul Galați, care asta este ultima echipă care va juca direct în această fază a Ligii Campionilor, și celelalte din Cupa UEFA, Cupa European League. Deci Oțelul Galați este o performanță de echipă și eu știu și este probat în lumea fotbalului că valorile, jucătorii de valoare, emit valori. Oțelul Galați nu are jucători de valoare. Sigur, va încerca să facă o nota bene în cupele europene, dar fără valori, nu cred. Investițiile sunt minime, iar potențialul este sub cei care investesc munții de bani în lumea fotbalului, mai ales în Champions League. E bine. Doresc tot succesul, dar sunt conștient că este o muncă germanică acolo, este o muncă de travaliu, de colectiv, dar nu există elementele de valoare. E bine că provincia a luat locul în ultimii ani, locul echipelor din capitală, care totuși, din păcate, are iată și reversul. Nu rezistă în funcție de cheful unor patron, de interese financiare și așa mai departe. Este foarte bine și mă bucur de asta, pentru că provincia demonstrează prin faptic, educativ și pur profesional. Și aș da exemplu aici CFR Cluj, care a demonstrat prin domnul Pașcu. Există, într-adevăr, CFR Cluj rezistă. Pe urmă, emulația care apare din nou la Cluj, cu Cluj. Să vedem, deocamdată au stadion, au echipă în A. Vedem Târgu Mureș, iarăși, care vine din urmă. Vedem Oradea. Sibiu adolescenței sau tinereței tale va mai reuși prin această nouă echipă Voința? Da, sunt sigur pentru că acolo este o conducere la nivel local stabilă, sănătoasă, pe niște criterii pure de performanță. Oamenii din Sibiu și oamenii de afaceri știu
ce trebuie să facă pentru a duce fotbalul sibian pe culme. Ca atare și vecinii din Mediaș au o stabilitate și o pondere care, vedeți, acum sunt în cupele europene. Da, despre faimosul tandem Steaua Dinamo, ce crezi că își va reveni anul acesta în a depăși acea zonă, la urma urmei, de mijloc a clasamentului pe care a ocupat-o? Nu cred. Tot ceea ce se face acolo se face artificial, se face numai pentru ochii lumii, pentru imaginea în TV sau în lumea asta ziaristică. Nu se caută performanța, nu se caută... Nu s-au găsit. Bine că a plecat Steaua din vechiul ei loc. Nu este bine. Acolo este o tradiție de ani de zile. Tradiție care a avut la bază performanțe. Au fost N jucători. Au fost jucători care au făcut bine fotbalul românesc în lume. Ghencea a rămas și rămâne în inima tuturor. Pentru niște interese de grup, cred eu că deteriorează emblema clubului Steaua. Nu. Cum vezi ideea inaugurării noului stadion național Arena? Sunt încântat, pentru că acolo am început și eu fotbalul din copilărie, la Centrul 23 August și mă gândesc că fotbalul... Locul a rămas același, doar că s-a schimbat totul din rădăcină. Mă gândesc că este o bijuterie de stadion, mă gândesc că acel stadion va cere mult mai mult fotbalului românesc, pentru a demonstra activități și pe plan internațional, pentru a atrage turnee, pentru a atrage multe competiții care să facă bine fotbalul românesc. Te-ai lipit la un bilet la, sau de astăzi am început să dau drumul la meciul România-Argentina? Nu. Te tentează? Am foarte mult de lucru acum și nu este în programul meu. Nu. Bun, hai să revenim la Jiu. Practic, o întrebare dură acum, sau într-un fel dură. Cine este practic principalul vinovat de tot ceea ce se întâmplă la Jiu? Da, conducerea clubului. Foarte simplu. Deci Alin Simota și cu domnul Boboc sunt responsabili. Clubul Jiu nu are performanțe. Scurt. Da. Dar ce se facă și în lipsa asta de bani? Ce se facă și? Că se invocă lipsa de bani. Lipsa de bani implică strategia celor care conduc. Deci domnul Simota și cu domnul Boboc trebuie să găsească elemente care să atragă... Domnul Boboc nu e omul cu banul. Păi, domnul Boboc este directorul general. Da. Iar directorul... Am discutat despre ce înseamnă directorul general la patron. Directorul general, dacă vreți, aduc în statut, are implicații și în atragerea de sponsori, în demonstrarea performanței, în stabilizarea relației conducere jucători. Deci există o... Cred că așa voalată la cus pe George Boboc că se complace într-o situație care îl depășește? E pălăria prea mare pentru George și a demonstrat-o. Eu cred că o organizator de competiții ajunge și părerea mea este că a demonstrat în cursul timpului că mentalitatea și strategia lui față de fotbal nu a adus niciun fel de beneficii. Și vorbesc prin prisma omului care la ora actuală analizează o echipă non-performantă. Deci tot de divizia D. N-am cuvinte. Bun, în situația asta tristă și gravă, în care, într-adevăr, s-au spus acuze grave, ăsta este termenul aici, în această emisiune, ce crezi că se va alege cu Jiul Petroșan peste 5, peste 10 ani? Nu, eu spun ce se va alege în următorul sezon, în care văd echipe, acum vin de la... Ar putea ajunge în Liga 3-a totuși, da. Rămânem cu rezerva asta. Văd echipă de Liga 3-a unde am dus doi jucători brazilieni care sunt de 2 săptămâni în pregătire, sunt în 2 săptămâni în căutare, au câte 40-50 de jucători la trial, își pregătesc cantonamentul, își pregătesc lotul, își pregătesc bugetul și își pregătesc planul de lucru. Clubul Jiu, acum când vorbim, sunt în vacanță, sunt în tabere, vreo 13-14 jucători lipsesc, sunt lipsiți de contract și nu știu până la începerea campionatului cum se va ajunge la o închegare de jucători, cum se va ajunge la o strategie, cum se va ajunge la crearea bugetului, cum se va ajunge la planificarea competiției, atât echipei mari cât și centru de copii și juniori, pentru că e implicare puternică, indiferent la ce nivel ești. Dacă ai la centru de copii și juniori 10-12 echipe, ai echipa mare,
iar echipa mare joacă în divizia C și vrei să faci o pepinieră de perspectivă în județ, gândește-te că trebuie să finanțezi două echipe de seniori plus centru de copii și juniori. Se pare că, iată, cunoști intențiile Jiului, că dacă vor fi în Liga 3, își doresc și o echipă în Liga 4 cu actualii juniori care au ajuns în faza semifinală de la Craiova. Da, asta mi-a explicat domnul Simota și mi-a spus că o să-mi prezinte un program de lucru pentru viitor și să-l analizez, să văd dacă intrăm într-o colaborare. Până acum nu mi-a prezentat nimeni nimic. Toată lumea numai din gură. Eu am spus că, într-adevăr, o să-l vorbesc cu avocații mei, o să-l analizez cu colaboratorii mei și o să vedem dacă face față potențialului. În afară de faptul că, într-adevăr, nu avem și eu, ca simplu privitor și oarecum analist, să zic, mi-au plăcut jucătorii străini care au jucat la Jiu. Totuși, dăm trei nume de top din actuala generație care chiar îți plac de la Jiu Petroșani. Dintre jucătorii români? Jucătorii autohtoni de aici. Da, da. Deci... români. Da, da, da. Deci îmi place ăsta, portarul Andrei. Eu îl găsesc un copil de perspectivă. Andrei Tonca? Andrei Tonca, din familia Tonca. Al doilea ar fi acest jucător care încă nu și-a găsit. Ce calități are Andrei Tonca? Păi, Andrei Tonca aș putea să-l găsesc. Are alură, are priză bună, iese pe centrări și blocaj. Și chiar mi-a demonstrat că și pe linia porții își face treaba. Deci Andrei Tonca ar trebui... este o soluție de viitor. Dar Andrei Tonca trebuie să aibă concurență. Și aici este o problemă pe care aparțin... La timp cât Ghițan a fost rezerva lui. Da, da. Alți doi, am zis trei, un deci, top trei. Încă un jucător autohton care este firan, care are crescut calități. Crescut, dobândit aici, cum au crescut și ceilalți, dar trebuie să își revizuiască viața, trebuie să își revizuiască condiția de a vrea mai mult în domeniul fotbalului. Un al treilea? Un al treilea ar fi, îl spun acum, poate că eu știu... Părerea ta, indiferent ce spui. Da, da, da. Ar fi acest vârf de atac, Popescu. La Jiu, a plecat la Hunedoara. Da. Eu cred că băiatul ăsta și-a făcut treaba pe deplin aici și de-aia am accentuat înainte că a avut un loc nemeritat pe bancă la baraj. Iarăși, mijlocașul ăsta, cum îl cheamă, Remus. Sandu Remus. Văd un copil tânăr, de performanță. Nu mai spun de cei doi care trebuie mare grijă față de Mareș. Mareș și Tudorache Vlăduț. Da, Mareș deja este cu un picior sau cu un picior și două mâini, să zic, spre Vaslui. Astea sunt mari greșeli pe care le fac. Rămâne totuși la Jiu până în iarnă. Deci, acești copii trebuie crescuți și trebuie integrați cu grijă în jocul de performanță, la seniorat. Pe urmă trebuie demonstrat și au timp să ajungă și la echipele mari. Toată lumea vede înaintea ideii tânărului, înaintea ideii valorii, pune banii. Nu banii sunt tot, ăștia vor veni toți la timpul lor. Hai să spunem telespectatorilor că suntem pe finalul unei discuții cu fostul fotbalist care, iată, 8 ani și-a, cum se spune, și-a tocit crampoanele, sau cum se spune corect, pe la echipa Jiul și apoi în ultimii ani a încercat să dea o mână de ajutor prin meseria pe care o are, încercând să ridice ștacheta valorică a fotbaliștilor de aici. Ce ar fi de spus la final de discuție și la început de sezon 2011-2012 pentru Jiul? Vreau ca Dumnezeu să lumineze mințile conducătorilor clubului Jiu. Vreau ca conducerea clubului Jiu să-și găsească o strategie împreună cu comunitatea Văii Jiului și cu județul, ca Jiu Petroșani, acest brand deosebit care mâine pe mine împlinește 100 de ani, să revină acolo unde este. Să aducă dragostea fotbalului în inimile cetățenilor Văii Jiului, a tinerilor și să propulgă noi valori în lumea fotbalului.